întotdeauna va fi pe primul loc. Dar educația cel mai bine se va vedea în momentele cheie, cum a fost și pandemia, cum a fost și criza din 2008 și toate crizele din istorie și cum în momentul de față vedem foarte bine la războiul din Ucraina. Haideți să vedem un pic, să analizăm cum reacționează aceste persoane și de ce este important tu să te educi din punctul ăsta de vedere al educației financiare. O persoană needucată financiar va vedea un fake news și va crede știrea că petrolul se scumpește cu 3, 4, 5 lei. Dar această știre se poate aplica la orice, pentru că o persoană care nu înțelege cum funcționează economia va reacționa și la triplarea prețului sau dublarea pe ulei sau pâine sau carne, orice. El nu înțelege că pe termen lung toate se vor scumpi incredibil de mult. Pe lângă cel care este educat financiar, va căuta să investească în petrol, că tu poți face și asta din confortul tău de acasă, și va căuta să profite de aceste fenomene. Și pe lângă asta, oamenii needucați care totuși au investiții pentru că au auzit de la XYZ, vor căuta să retragă banii și să vândă ceea ce au, pe când ceilalți vor investi acum, pentru că acum sunt prețurile cele mai bune. Și avem un exemplu foarte clar cum a fost pandemia, unde toate instrumentele financiare erau la jumătate de preț. Cei needucați au vândut ca să salveze din investiții pe care ei o au. Pe când cei educați n-au vândut absolut nimic, ba din contră, au cumpărat din ce în ce mai mult. Și am țin minte când mă uitam la telefon în martie 2020 și vedeam Bitcoin-ul că era la $6,000 un Bitcoin. O oportunitate incredibilă. Persoana needucată nu înțelege asta. Persoana educată își va investi banii în instrumente de gen. Și nu doar asta. Ce va face el în masă, pentru că nu înțelege fenomenul, cel educat va crea oportunitatea de a face bani din reacțiile lor. De asta este important ca noi să fim educați în momente de criză. În momente de criză cum este războiul. Pentru că sunt foarte multe oportunități. Degeaba ne facem noi scenarii, idei de ce s-ar putea întâmpla, când ar trebui, în primul rând, ca noi să ne protejăm. Dar o persoană educată financiar are mai multe pârghii ajutătoare, pe când cel needucat este expus oricărui pericol, oricărei instabilitate. Pentru că el trăiește de la un salariu la altul. N-are nimic pus deoparte, n-are nimic strâns, n-are nimic, nici un pic de economie. Pe când celălalt, în momente de genul, se îmbogățește. Dar, în primul și primul rând, el este protejat. Iar în următorul video vreau să vorbesc despre un instrument fundamental pe care cu toții ar trebui să-l avem ca noi să fim protejați de momente de genul, nu doar al războiului, și când ne pierdem locul de muncă, și când vine pandemia, orice eveniment major care ne scutură viața noastră și ne trezim într-o situație neprevăzută, numai ca știm că suntem protejați financiar.